În portul Constanța sunt 311 linii de cale ferată. 35 dintre ele au fost reabilitate în procedură de urgență. Pe 112 se circulă cu restricții, iar 100 sunt închise. Din cele peste 700 de vagoane care blocau portul la începutul războiului din Ucraina, jumătate încă ruginesc pe șine. Sute de vagoane blochează în continuare portul Constanța. Cea mai veche garnitură este din 1977. Nu poate fi clintită. Singura soluție este să fie tăiată bucată cu bucată și dusă la fier vechi. Vagoanele încă deplasabile vor fi trase pe linie moartă pentru ca muncitorii să poată repara șinele de sub ele. În acest moment se lucrează la demontarea liniilor vechi, refacerea terasamentului și montarea liniilor noi. S-a început cu montarea aparatelor de cale, urmează ulterior cadru șină traversă pe restul liniilor. Acum se lucrează la alte 10 de căi ferate din port, numite de guvern prioritatea a doua. Cele două loturi, lotul 2 și lotul 3, care sunt semnate în octombrie și au început la jumătatea lunii, au ca termen de finalizare luna aprilie, jumătatea lunii aprilie 2023. Lotul 3, în măsura în care se semnează în această lună contractul, are ca dată de finalizare sfârșitul semestrului 1-2023. Deci 6 luni pentru fiecare din loturi, practic putem estima sfârșitul semestrului 1, finalizarea lucrărilor pe cele 3 loturi. Se vor pune la dispoziția operatorilor de transport 43 de kilometri de cale ferată. Dar lucrul merge lent, pentru că 144 de vagoane blochează încă șinele ce trebuie reabilitate, în timp ce milioane de tone de cereale din Ucraina așteaptă să fie transportate spre alte țări. Fiscul vrea să vândă vagoanele în contul unor datorii ale CFR Marfă. Din iunie și până acum, ANAF a organizat 3 licitații. La prima și la a doua nu s-a prezentat nimeni, iar la a treia s-au vândut doar 25 de vagoane de cale ferată. Este o poveste care ne costă bani mulți în fiecare zi, în condițiile în care Ucraina nu mai poate folosi porturile sale. Dacă portul Constanța ar fi 100% funcțional, taxele pentru exportul mărfurilor ucrainene, în special cereale, ar putea aduce bani grei în bugetul României. În total, guvernul a alocat 200 de milioane de lei pentru reparația căilor ferate portuare.